Jandarmeria Maramureș a demarat campania de promovare a profesiei de jandarm și de recrutare a candidaților pentru participarea la concursul de admitere la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza București. Până în 27 iulie, cei interesați de o carieră în jandarmeria română care îndeplinesc condițiile de recrutare se pot înscrie pentru participarea la concursul de admitere la Academia de Poliție. Cererile de înscriere pentru concursul de admitere se depun la sediul Inspectoratului de Jandarm Județean cu sediul în municipiul Baia Mar. Bulevardul Unirii numărul 34. Toate detaliile despre procedura de admitere, numărul de locuri aprobate pe facultăți, formularele și documentele necesare completării dosarului de recrutare, dar și alte date de interes sunt postate pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne. Informații suplimentare se pot obține de la serviciul Resurse Umane. Pentru realizarea unor lucrări de reparații la rezervorul de apă din localitatea Groș, societatea Vitale să anunță consumatorii din localitățile Groș și Ocoliș că în perioada 20-22 iulie apa va fi furnizată la robinete cu presiune redusă. Societatea Vital solicită înțelegere din partea utilizatorilor pentru disconfortul creat, totodată roagă toți consumatorii afectați de această întrerupere a apei să își asigure necesarul de apă pentru perioada menționată. Pentru informații suplimentare sau alte sesizări, utilizatorii pot suna la dispeceratul Vital.